Copilul, ne-ai luat pâine, da. Pâine și cu sare. Haideți. Așa trebuie. Dumnezeu să vă ajute. Multă, multă sănătate. Trăiți de state numai bine. Cu stare acum n-am. Mai cu tensiunea, da. Mai... A, și nu are să nu mușe. Și nu are de să nu mușe, dar o gură de pâine tot merge. Așa, merge. Vezi ce mici la Peter, vine și vreau mâncate când e. Uite. Și cum spui pescul aici? Bă. Bă. De când am pușcă. Nu poate fi o mai mare satisfacție și bucurie decât onoarea organizatorilor acestei întâlniri care dau dovadă că nu au uitat de bătrânilor. Întâlnirea noastră de astăzi reprezintă un eveniment în viața revanșa față de noi, pentru că nu mai sunt când murim noi să ne să revanșeze și ne conducă pe noi. Dar noi... Păi plecați să luăm șansă, să vă urcați acolo, mediul nou față. Nu, bine tu și te copii. Bine tu și te copii. Pierea! O dat-o mie, o dat la mine, eu am vândut-o. Da, pune pușcă, copii. Dacă am, tot la mine. Ce-l mână vă? Ce-l mână vă? Ce-l mână vă? Nu dai melot. Era cu asta era un foc, dacă era la mine. Ce frumos o să fie atunci. Petrolul din orlot, gazul din orlot, acum ia și pânat. Mina da orlot. A fost bucură. Duminică, trei câini morți, i-au murit un mistreț. Zău, asta a văzut la mistreț. Trei i-au murit. Uite cum stau lemnile de aia. Asta le duc. Eroi. Asta le atac. Să opriți acolo, să opriți acolo. Da. Da, și mistreți, și țap, și un șerb odată. Uite, stand, mă pregătesc, sunt foarte atent, nu mă mișc, știu unde să trag, în ce să trag. Sunt periculoși mistreții? Da. Dacă l-ai rănit și nu o picat, vine la tine. Da. Dacă e rănit, mai ales dacă e o scroafă și are purșei și... Da. Ați pățit vreodată să... Am pățit. Și m-a rănit, nu? Nu m-a rănit. Am lătrat și ca câini și o sperit. Am pățit. Să închidem telefonul, să spărim.
cred că dacă l-o nimerit, avem de zamă. Așa repede? Deja. Cu asta, cu Alina, Alina Sebo, și cu pătuca aia altă de la, de la Timișoara, cu Berta. Da. Acum dați-i drumul încărcat. Umblătura e asta. Da. O, patru bucăți. Mar, mar. Nu, ăsta mar cum este. Tehnician, da. Împușcat, s-a împușcat eu? Crede că s-a împușcat, da. Acum... Alo? Nu am început cum suntem prima doua. Prima e gata. S-a tras 5 focuri. Da. Tot s-a fost în partea la altă. Unde? Pe partea... Partea dreaptă. Am fost lasă drumul de piatră acolo. Da, da. Vezi? Vreau să rămân la intersect. Da? Da. Nu știu, mă, acum trebuie să vină. Păi, cum au mers de curs, așa mai des la bine. Acum unde ghină? Acolo la Cumilă? Un punct de curajare pentru vânatul mare sau poate chiar pentru cervide. Deci mistrețul, căpriorul sau care vine să mănânce, simte porumbul care se transportă prin țeava asta din recipient și în momentul în care porumbul se termină de jos, el împinge cu nasul, că caută, într-o parte și în alta și în momentul respectiv, prin culisare, rămâne porumbul jos pe care el îl consumă. Și în momentul în care se termină, aproximativ la 4-5 zile, se scoate bidonul respectiv, se întoarce invers, se umple și se pune înapoi și toate treaba în loc. Cu excepție, făcând ziua de astăzi, când ne-am apropiat așa mult, de obicei când le pun mâncare, le las, încerc să fac cât mai puține urme, deoarece mistrețul e un animal care are un simț deosebit și în momentul în care te apropii, în ziua următoare, nu mai bine. Deci cam asta ar fi explicația. Fotografiați porcul de aici. Hai că e porcul sos. Decât, dar nu a avut presiune. Cap. Șeful! Aici tot așa suntem. Mala nu e în realitate. Ăsta. Au trecut mai mult, nu a fost numai la sângul, nu se putea să fie numai la sângul, nu stau deja numai câte unul. Ce să vă povestesc, vânătorilor li se spune că-s mincinoși. Deși li se spune că-s mincinoși, pe considerentul că împrejurările în care ei își desfășoară această activitate vânătorească, nu are ocazia oricine, până munți și voi, desișuri, câmpii, se întâlnească ceea ce întâlnesc și vânătorul. Și când vin și-i povestești, unul, dumne, am văzut o vulpe cu gâsca în gură. Și că ăsta minte, cum pe vulpea asta să-l vadă el cu asta în gură. Altul zice și că, domnule, veniră porci și la mine. Și uite, drept aici l-am lovit.
Și că de-aia au ei aici o pată albastră, cum te dau cu degetul. Iar pescare arată cât au fost peștile, atâta. Ăștia au vânătaie aici. În vânătoare se întâmplă multe și frumoase. Cel mai deconectar, care se deconectează, sport e vânătoarea. În vânătoare stai în ștant și auzi și o gâză care se mișcă în frunze. Atât de liniște. Nu mai există să ai niciun fel de alte gândire decât atenția dacă vine ceva sau dacă nu vine. Ce să vă mai spun din vânătoare? În vânătoare sunt discuții multe și vorbe multe care se petrec în vânătoare și nu pot fi zise, cum să vă spun, publice. Pentru că vânătorii între ei nu există unul să n-aibă reproș față de altul. E a treia noastră întâlnire de când a luat ființă balul mânișilor. Toate cei trei vânătorile au avut, s-au bucurat de o asemenea zi extraordinară. Dacă nu poți, sunt că acum ați văzut 10-15. Sau dacă nu mergem pe jos. De ce nu mergem pe jos, o ne ducem până acolo să mergem? Și noi de ce am zis, să mai stăm, să fim grupați, că unii apucă mănâncă, alții nu, mai bine mai mică. Am considerat că avem obligația morală să-i respectăm pe cei care ne-au fost profesorii noștri, actualii bunici, cum ne place nouă să le spunem. E un semn de respect pentru ei și pentru munca care au depus-o pentru a menține fondurile de vânătoare, să le avem în situația în care le avem astăzi. Ați văzut fonduri bogate, plin de vânat, recoltă multă, merită și ei să fie băgați în seamă, merită să-și mai încerce armele și la bătrânețe și să poată să-și mai aducă aminte de unele povești vânătorești. Hai mă, trage-o să mă Hai mai în față, mai în față, să fie îndrept. Vine la picioarele din față. Vine la rasul acolo. Să trebuie să tragă remorca încolo, pe babi. Trage-le spate pe sus de sus. La masă acolo, fiecare dintre la mulți ani de mine.
Da, să dea domnul, să ne întâlnim și peste 50 de ani. Aoleo! În portul e drept. Da, faci tu. Da, ia. Da. Nu, cum sunt bateria, dai seama. Lasă un plec de știță că se aude mai bine. Lasă, e bine. Ce ai prins-o, mă, niciodată nu m-am gândit că poate să... Dar ce tare! Asta e de pus în ramă! Da,
Nu, mă, nu așa, nu așa. Nu așa, eu merg. Salut. Oh, ce. Nu mai contact cu ei. Și când am vrut să bagem microfonul, s-a dat peste cap. Hai, domn Freddy, dai! 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 Hai să te dea dacă ai! Vine la grupă? Auzi! Toma, uite-te pe un obiectiv, poate-l vezi mai bine. Auzi? Da? Pe aia nu pot. Gândit-o. Nu pot. Așa. Nu, că m-a dat Damian. Încă o dată vă spun bun venit. Dați voie să se vadă în... Hai. Majoritatea buniților sunt prezenți. Regretăm pe cei care s-au dus dintre noi. Dau cuvântul mentorului meu, domnul Bulgărescu. Stimați colegi, plece. Îmi cer scuze de emoții. Au trecut 50 de ani de când am pușcă. Mulți dintre dumneavoastră ați fost alături de mine în toate acești 50 de ani. Mulți dintre dumneavoastră sunt mai tineri și mai începători din sală. Vă rog ca să-mi permiți, ca în numele dumneavoastră tuturor și deosebita bunicii, și-mi rog personal să mulțumim organizatorilor acestei întâlniri. Pentru bunici, nu poate fi o mai mare satisfacție și bucurie decât onoarea organizatorilor acestei întâlniri care dau dovadă că nu au uitat de bătrânilor. Vreau cu această ocazie să salutăm marea idee a grupei Panova în domnul Juri și Boitov, care acum 6 ani în urmă, dacă nu greșesc, sau 4 ani în urmă,
au organizat pentru prima dată această întâlnire sub pretextul vânătorii bunicilor. De data asta vreau să mulțumesc în numele dumneavoastră și a meu personal Dupei Buziaș, în special domnului Nelu Otescu, care au făcut cel mai mare efort, consider, în organizarea întâlnirii noastre. Mulțumesc întregii grup Buziaș, precum și conducerii filialei vânătoare Lugoj și, nu în ultimul rând, domnului director Dera Cornel, directorul Asociației Județene Timiș. Întâlnirea noastră de astăzi reprezintă un eveniment în viața noastră a celor bătrâni și un îndemn sau un model pentru ei tineri. Citeam odată într-un eseu jidovesc în care Moise Rosen, care cred că ați mai auzit de el, marele conducător a bisericii sau credinței evreiești, spunea, rabin, spunea că noi conducem morții pe ultimilor drum, fiind convinși că toți ei pe care noi îi conducem niciodată nu se va revanșa față de noi, pentru că nu mai sunt când murim noi să revanșeze, să ne conducă pe noi. Dar noi facem treaba asta ca să vadă copiii noștri că e frumos să facă și ei atunci când nu mai suntem noi. Această idee de organizare a vânătorilor bunicilor are ca scop că așa cum ne bucurăm noi, care astăzi niți bunici, am avut această onoare ca la generația noastră să ia ființă și să organizeze această vânătoare, se constituie un exemplu pentru urmașii noștri ca să facă și ei același lucru pentru cei care ne vor urma în viitor pe noi. Îmi amintesc cu multă plăcere de mulți oameni în cei 22 de ani cât am stat la filială, dar și în cei 50 de ani care s-au împlinit în 26 iulie de când sunt vânător, cu câți oameni am umblat păduri și câmpuri. Câți ori plecat și câți ori mai rămas. Și din ei câți ori mai rămas și astăzi mi-i lipsesc datorită imposibilităților de starea sănătății să mai participe alături de noi. Amintindu-mi de tece astea, nu pot să trec cu vederea și să nu reamintesc pe cei plecați dintre noi. Și nu sunt puțini, domni. Dar e greu să dai importanță și cu timp și în urmă la tot ce-a fost. Și vreau să vi reamintesc pe cei care au plecat în ultimii 10 ani. De ce am zis? Pentru că să ne reamintim despre ei, că toți ne-au fost colegi. Covaș, Toma și Jurca Achim de la grupa Visac. Polațiec Mona, prima noastră vinătoriță din Lugoj, doamna care a fost la magazin, la Sârbu, soția lui Sârbu. Guliman Nicolae, Jurca Romulus și Cristache Boju din grupa domnului Trebea. Picătăreanu Mihai Hațe Constantin și Cincu Constantin Obăjeanu din grupa de la Belinț. Lungu Constantin Fișteac Pavel și Marcu Traian din Lugoj. Jurca Grigore și Lăzărescu Grigor, care acum numai cu două zile Lăzărescu Grigor a fost înmormântat brigaderul Silvic de la Opolul Silvic. Revenind la grupa Buziaș,
pe teritoriul cărei ne găsim și care au avut curajul și bunăvoință de a ne întâlni astăzi pe toți. În anii care am petrecut, am colindat pădurea Buziasului și a Silajului, reamintind ungoanile sau bătăile, cum s-ar spune, începând cu cotul, cu șpițul căpătului, bombardamentul, înaltă tensiune, Vasie, Joiartu, Dregan, pădurea comunală, Valea Funde, Calea Ungurească și șpițul Dubozul. Văzând în față acest peisaj al pădurilor și al locului în care ne-am deconectat ani și ani de rând, nu pot să nu îmi amintesc și să-mi vină în imagine următorii noștri colegi. Și voi începe cu cel mai tânăr, Otescu Viorel, care an de an, în preajma sărbătorilor de sărbători, cum erau și timpuri când nu se pușcau iepuri, avea grijă să organizeze la Nischidorf, în pomicultura lui Popescu, o vânătoare de iepuri, care stricau pomii, așa se zicea, dar ca să pușcăm un iepure și să ne întâlnim, găseam motiv. În continuare, din grupa Buziaș sunt cei mai mulți care au plecat, ori plecat dintr-o lume. Domnul Cirei. Iertați-mă că m-am... Cirei Constantin, Bermozer, Gheța Alexandru, Bărbulescu Nicolae, îl bătrân, că mi se pare și copilul a același nume, dar așa. Și nu în ultimul rând, dar mai de mult plecat dintre noi, Neluțu Rusu, fost brigadier Silvie. Iar acum, mai nou, a plecat și brigadierul Creuș. Pentru cinstirea memoriei a tuturor celor care am amintit și a celor care poate am scăpat, propun să păstrăm un moment de reculegere. Dumnezeu să vă ginească! De emoție, de mulțumire și de respect pentru înaintașii noștri. Mă bucur că alături de bunicii de astăzi sunt și vânători tineri aici, care au venit cu scopul de a ne ajuta, de a ne face goană și de a pune umărul la organizare. Vedeți cât de mult înseamnă spiritul de echipă, cât de mult se bucură bunicii noștri, cei care ne-au învățat și pe noi vânătoare, că ne mai aducem aminte de ei. Este de lăudat inițiativa celor de la Paneova. Ne bucurăm că ați început acest lucru. E o continuare a unei alte acțiuni care am primit-o tot de la înaintașii noștri, de la domnul Bulgărescu. Momentul sărbătorilor de iarnă, când ne aducem aminte de toți colegii noștri vânători care nu mai pot să iasă în teren și când ne ducem să le ducem un iepure sau un fazan în semn de respect pentru ei. Spiritul de echipă ar trebui să ne caracterizeze și să fie mai tare decât orgoliile, fiindcă uneori, mânați de orgolii, suntem puși în situația să greșim, să luăm niște atitudini greșite și niște hotărâri greșite
care pot să ne coste mult. Trăim la ora actuală niște clipe destul de grele pe linie de vânătoare. Poate nu toți ați reușit să aflați că a apărut noua lege a vânătorii, care în conținut nu s-a schimbat prea mult. A rămas cu mici modificări, dar care a mărit taxele de chirie pentru fonduri, în unele cazuri până la 30 de ori. Se fac demersuri, protestăm în grup chiar săptămâna asta la București, pe lângă organele centrale de conducere a destinelor vânătorii, fiindcă nu se poate vânatul ăsta al României să rămână pe mâna nimănui. Cred că vom avea sorți de izbândă, fiindcă suntem mulți și suntem o forță și trebuie să le arătăm că avem această forță, fiindcă nu putem să dăm vânatul pe mâna unor străini care vin aici în țară să-și bată joc un an, doi, trei sau cinci cât mai e vânat și după aia să lasă din nou vânatul pe mâinile noastre. Noi, cei care ani de zile am cărat hrană, am dus chiar și apă acolo unde a fost nevoie, am făcut hrănitori, sărării, sau au fost unele cazuri unde a fost nevoie să ia porumbul în raniță și să-l ducă în spate. Pentru asta e bine că ne întâlnim, e bine că ne respectăm înaintașii, îi felicit pe cei care s-au ocupat în mod deosebit și aș dori să acțiunea asta să dăinuie an de an. Nu e greu. Când vrei să faci ceva, când vrei să-ți respecti înaintașii, e ușor. Poate unii ori pus eforturi deosebite, dar sunt mândri după ce văd. Când am ajuns azi dimineață și am văzut atâtea mașini, atâta lume, parcă îți crește inima. Și noi cei care suntem un pic mai tineri, să zicem, trebuie să ne gândim că mâine, poi mâine suntem noi în locul acestor bunici, că noi suntem cei care trebuie să ne facă alții câte o plăcere și o bucurie. Fiindcă se apropie sărbătorile, vă doresc din suflet la toți să aveți parte de cele mai frumoase clipe, să vă dea Dumnezeu sănătate și viață lungă, să credeți că ne putem întâlni cu toții și la anul, fiindcă domnul inginer Covaci mi-a arătat poza de acum 2 ani. Parcă ieri a fost, parcă nu ne-am schimbat deloc. E frumos când crezi și când vezi că ți se împlinește ceva. Aș mai vrea un singur lucru. Dumnezeu cred că a dat pe lângă vremea asta frumoasă să ne întâlnim aici ultimii 4 secretari ai filialei Lugoj. Este ceva deosebit. Nu știu unde în țară mai trăiesc, fiindcă doi sunt în vârstă tare. Și dacă suniți? Și dacă suniți? Noi nu ne-am bătut niciodată. Întotdeauna am fost uniți. Am trecut pentru peste interesele personale și ne-am dat mâna. Dacă s-a luat o hotărâre, așa o trebuie să fie, ne-am dat mâna. Uitați aici, poate nu era momentul acum. Îl felicit pe domnul Bulgărescu că imediat după ce am fost instalat secretar m-a ajutat. Era perioada aia cu făcutul sediului, cu tot. S-a uitat tot, s-a plecat mână în mână. Asta ar trebui să ne caracterizeze pe noi vânătorii, să fim toți uniți dacă vrem să mai vânăm. Altfel, riscăm să se instaleze străinii și să stăm să ne uităm peste gard sau să mergem în poligoane, să fie singura noastră șansă de a mai folosi armă. Lugea noi acasă. Da. Vă mulțumesc, să fim aproape cu toți. Domnul Bulgărescu amintește niște reguli de protecție a muncii. Dragii mei, puțin sunt tineri, majoritatea sunt oameni cu experiență în vânătoare. Există o regulă și noi am respectat-o de ani de zeci de ani, cum s-ar zice unii, alții mai puțin. Regulile privind protecția vânătoare. Suntem mulți, dumneavoastră vedeți. Pădurea ne admite pe toți și ne face loc la toți. Vreau numai să vă reamintesc, pușca nu e o jucărie. Oferit Dumnezeu cei 22 de ani și 50 de ani de când sunt vânător, că nu am avut în cadrul filialii Lugoj accidente și să ne și ferească să n-avem niciodată. Din reviste dumneavoastră ați văzut în țară câte nenorociri se întâmplă. Chiar și acum la televizor, 2-3 zile în urmă, într-o mașină, domnule, care s-au dus să puște niște câini
a descărcat pușca dintr-o țeavă, a scos cartușul dintr-un anul. Când s-a băgat cu pușca în mașină și a dat cu pușcat pe el din spate și l-a omorât. Vânători întregi. Domnul Mircea o să aranjeze standul. Fiecare înge-i pus acolo să stea. Să nu se mai miște nici în stânga, nici în dreapta, nici în față, nici în spate. La vânat se trage după ce bine l-ai identificat. Adică când tragi să știi unde ai tras. Nu se trage decât în față și în spate și nici într-un caz, într-un unghi mai mic de 45 de grade față de linia de ștanduri, fie în stânga, fie în dreapta. Sunt mulți vânători cu arme moderne, carabine, trebuie avut în vedere și la trasul în față, din direcția în care vine goana, pentru că aștia sunt puști de mare viteză și de mare distanță, ferească Dumnezeu să pot produce și recaușeuri și deci carabinerii să fie foarte atenți direcția în care trag și cum trag. Din câte am înțeles, pușcăm mistreți și eventual vulpi, dacă vulpi. Deci, nu se trage astăzi decât cu glonț, și la vulpe, și la porc. Dacă o pușcăm cu brenic sau cu glonț, e bine, dacă nu, nu umplem pădurea de alice, că ni-s prea mult și nu știm cum se împrăștie acele. Sper că dumneavoastră tăți aveți experiență suficientă. Când ne băgăm în ștant, încărcăm pușca. Deci, rămas în ștant, încărcăm pușca. Când plecăm din ștand, nu facem niciun pas până nu deschidem pușca, o descărcăm. Iar la adunare, când ne vom strânge, toată lumea vine cu armele deschise și descărcați. Ce să vă mai spun în cutare? O zi frumoasă să ne dea Dumnezeu și să o încheiem cu bucuria care ne-a mântuit. La ștandul lui. Și urcă-te la covă. Ia-l cu domnul Vulgăresc. Aia e greu. Dar să te lasă bateria, are doar baterie de rezervă. 31 de minute, nu cred. Are doar baterie de rezervă. Unde le orice? Mircea! Dă-i drumul! Nu mai vine nimic cu noi. E numărul ăla. Unde vine, mă? Hai, lasă-mă, că eu spun. Hai, mă, mă. Putu-te în cur. Să stau în ștani, probabil nici pe tine. Asta-mi iau unde e. Hai să vedem cum pula mea l-a spus. Acum l-a spus, nu sunt pe geastică. Hai cu mici! Dai, mă! Mă, pătură, mă! Mă! Nu-mi lăsă o mercat! Nu-i voie! Ce nu vezi, pe drumul de piatră și așa? Da, nu e.
Merg pe Londra sau vii cu noi pe aici? Eu știu, pe unde vreți voi? Pe ce cu ea o dumneata 100 de lei. Aia caută extraordinar de bine. Ce faci? Să fie atent pe scătură la musculă. Să trăiești. Coane. Uite, ăla sub numai profesorii. Numai profesorii. E de vânzare, ăla. Și ăla roșu. Cățaua, e de vânzare. Asta a fost cu el. A fost cu el. Ăla sur și ăla negru. Alu-calu, s-a dus. Da, și ăsta negru a fost. Prins de el. Uai, de mici, da. Bicule. Nu-l mai lasă. Așa. Privește acolo. Privește acolo la băiatul. Îl vezi cum potează. Mașma. Lasă-i o țără să facă o țără de spectacol. Hai. Stă ferma. Nu tu se aștept și păi care vin așa, și păi care iese. Așa, ia să mai arăt cu tămica. După tine mai este cineva acolo, sunt absolut în capca mea, nu poate fi. Ha? În capca mea nu poate fi. Lateral. Lateral este destul. După ăla fuge.
spate. Uite-l aici! Dreapta! O fugit-o! Tema. Nu cum dai pauză, faci mă pauză. Și tu, păi tu. Stai ca să filmez eu, să nu-i știu. Nu mai mult. Dacă i-ai pus atrapa. Nu mă, să fac așa cu toată. Da, zoom manual. Manual, manual, după unde zic. Tablou, acum! Cum e, domnul Viorel? Am înțeles că nu mai este ce la mare. Ce vârstă ai? Așa. Închide, e aproape frit. Lasă că eu continui cu duce la tablou. Nu, 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 du-te-mă la tablou, mă. Așa, vorbesc. Oh, oh, ce frige la mână. Primul rând, jos! Nu, lasă-mă să stau jos, că nu-i nimic, mă. Domnul coleg! Bravo, bravo, bunicii! Hai, bunicii! Hai, 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 păpaci, păpaci! Hai, să memorez! Mă duc și eu! Duce, duce! Hai! Hai, mă, că m-a strigat Dorin cadru! Cum apreciezi recolta de astăzi? Apreciem că o recoltă bogată și o organizare foarte bună și ne bucurăm că a fost satisfacție în rândul bunicilor pentru că, într-adevăr, s-au împușcat mistreți. Regretăm că acum 2 ani, deși a ieșit un mistreț, n-a fost împușcat. Dacă bunicii se simt onorați de invitația noastră și sunt mulțumiți, plăcerea este de partea noastră. Ce calificativ le-ai dat bunicilor pentru astăzi? Bineînțeles, foarte bine. Așteptai cât așteptai.
n-am nimica, nu să-i mai dau. Înaintăm să înmânăm câteva diplome de excelență. Începem prin acordarea celor patru bunici, diplome de excelență pentru cei patru bunici care astăzi au avut noroc și au știut să mânuiască arma. Cei patru sunt Borchescu Leon. I-am luat în ordine alfabetică să nu supărăm pe nimeni. Am dat un exemplar. Să felicităm și vă dorim viață lungă să mai împușcați. El puțin, dacă nu mai mult. Un alt bunic fericit, domnul Iancu Ionel. Iancu Ionel! Vino să te pup, Leule! Uite, s-a dus așa pușca, să nu poate fără pușcă. Am trimis-o să și e pușca. Dom' Iancu! Nu este aici. Ei, la mașină. Bine, până vine, continuăm. Miuțescu Ion. Și dânsul a intrat în rândul bunicilor și dânsul a împușcat. Îl felicităm și dorim viață lungă alături de noi și cu o linie cât mai bună. Să-i bătaie pe ei, căpule! Să vă bocezați! Și cel de-al patrulea bunic fericit de astăzi, domnul Subțire Nicolae. Slaga! Lotul nostru câștigător! Să fiți mulți ani alături de noi! Și acum o surpriză pentru cei patru bunici! Asociația Județeană, cu acordul domnului președinte Ilie Sârbu, acordă mistrețul cel mai mare gratuit și îl împărți gânsii. Mistrețul este aici. Cei patru bunici devin proprietari mistrețului. Să-i consume și să-și aduc aminte de toți bunicii și toți participanți. Domn director, vor să fie. Bun, Iancu. Bagă grav! A ajuns și domnul Iancu. Îl felicităm pentru reușita dumneavoastră, viață lungă și fericire, și ați auzit, sunteți proprietar la mistrețul cel mare. N-are nimic. Domn director, pentru ăsta o poză cu câștigătorii acolo și... Câștigătorii pentru o poză rompresă. Săptămâna viitoare. Așa, tot astăzi organizatorii și pentru tot ce au făcut în vânătoare.
domnului Bulgărescu Viorel, îți acordă diplomă de excelență pentru cel mai longeviv secretar, 22 de ani. Felicitări și viață lungă, măcar mai atâta. Uite, Viorel, îți dea Dumnezeu sănătate. Sănătate. Acum merg. Au venit patru porci la mine, trei mari și unul mic. Cred că ăsta mic diavolos a fost. Și pe primul care a venit, când am tras, s-a dus la pământ, nici nu s-a mai mișcat. Da. Merge acum. Acum. Da. Nu, zi cum ai făcut, cum ai pușcat porcul. Porcul, unul în față, trei în spate. Primul, când am tras, nici nu s-a mai mișcat deloc, a țepenit. Lași ca sine. Ideea de a face prelevare de probă minimă este inutil. Atunci când se face o eviscerare, automat apare proba ideală. Proba de pe filierii.